Iată să și Domnul, sunt Dumnezeu care clarific lucrurile, sunt Dumnezeu care dau nădejde vii, sunt Dumnezeu care sprijinesc și dau biruință, nu te teme să și Domnul. Chiar dacă valurile se vor ridica, chiar dacă vrăjmașul va răgni ca un leu, Tu ancorează-te în cuvântul meu cel scris. Caută să trăiești, zice Domnul, după legile mele cele scrise. Și viu numele meu că voi da putere. Voi întări ce este de întărit și voi ridica ce este de ridicat. Am hotărât să vorbești în seara aceasta, poporule, căci am găsit în mijlocul locul tău multe inimi deznădăjduite, descurajate, rănite, fără nădejde, care au zis, nu mai știm ce să credem. Așa vorbește Domnul, sunt sfânt, sunt drept și adevărat. Și cel ce se încrede în mine, îl voi scoate mai mult decât biruitor. Da, poporule, se vor ridica valurile, vor mugi, zice Domnul, dar tu rămâi ancorat în adevărul meu și eu voi da putere. Fii gata, pregătit să te întâlnești cu mine, căci da, zice Domnul, nimeni nu știe timpul și vremea, de aceea, poporule, tu fii gata în orice vreme să te întâlnești cu Creatorul tău. Amin. Îți vorbesc și Domnul că am hotărât valul care se va ridica, pe unii să iau acasă. Da, poporule, de aceea tu fii tare încredințat în mine și în cuvântul meu ce-a scris. Că eu sunt Domnul care am hotărât maluri, care am hotărât hotare și care am dat Domnului viață. Și tot eu iau, zice Domnul. De aceea, poporule, crede-te în mine. Apropie-te de mine în sfințenie, zidește altar după altar și cheamă-mă, zice Domnul, să mă prezint la altarul tău. Da, zice Domnul, am hotărât în seara aceasta să torn un de lemn în vase, să dau noi puteri de înaintare și să dau nădejde vie, zice Domnul. De aceea încurează-te în adevărul meu și în cuvântul meu cel scris și mă vei vedea la lucru, zice Domnul, amin.